Hristos a înviat. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori. Deja îmi era dor să fim împreună. Din ziua de Paști n-am mai fost la rugăciune împreună în catedrală. Vă readuc aminte că înaintea Paștilor eram preocupați de despătimire. Și l-am citat mereu pe Sfântul Pavel, care în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20, zice: m-am răstignit împreună cu Hristos și acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Presupunând că măcar teoretic am reușit să ne răstignim împreună cu Hristos, iată că acum, după Paște, vom vorbi de trăirea împreună cu Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta ar fi lucru de dorit. Acum, atunci când oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au reușit să-și răstignească toate patimile și poftele care îi stăpâneau, au ajuns să-L aibă pe Hristos trăind în ei. Colecția filocalică punctează trei stadii ale vieții duhovnicești: curățirea, iluminarea și desăvârșirea, adică între perioada de curățire de păcate, de rele și de patim, și între perioada unirii cu Hristos, când Hristos trăiește în noi, Sfinții Părinți au mai văzut o perioadă intermediară, iluminară. Deci, presupunând că ne-am exorcizat de toate relele, ajungem la iluminare. Și în acea perioadă învățăm măcar teoretic. Starea omului este extraordinară. Întâi de toate, cele șapte virtuți de căpetenie a reușit omul să le pună în locul celor șapte păcate capitale de care a scăpat. Cel puțin teoretic a scăpat. Și care sunt aceste șapte virtuți de căpetenie care ar trebui să lucreze noi după ce ne-am răstignit față de toate relele și trăim împreună cu Hristos? Cele șapte virtuți de căpetenie însumează, pe de-o parte, virtuțile teologice, credința, nădejdea și dragostea, pe de altă parte, virtuțile cardinale, înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea. Șapte la mine. Credința, nădejdea, dragostea, înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea. La vremea potrivită le vom lua pe rând. Tot în această perioadă, după ce ne-am exorcizat de rele, suntem covârșiți de darurile Duhului Sfânt. Prorocul Isaia ne spune că sunt șapte daruri ale Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel ne spune că sunt 10 daruri ale Duhului Sfânt. La urma urmei, darurile Duhului Sfânt sunt multe, sunt nesfârșite. Iată ce zice prorocul Isaia. În capitolul 11 al cărții sale, prorocește vorbind despre
Domnul Iisus Hristos. Se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al tăriei, Duhul cunoștinței și al bunei credințe, și îl va umple pe el Duhul temerii de Dumnezeu. 7 daruri ale Duhului Sfânt. Iar Sfântul Pavel zice că sunt 10. Mai multe. În Epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 22 și 23, iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestora nu este lege. 10 daruri ale Duhului Sfânt. La vremea potrivită le vom lua pe mult. Tot în această perioadă de iluminare, după ce am scăpat de rele, de păcate, după ce ne-am răstignit împreună cu Hristos, îl putem contempla pe Dumnezeu în creație. Toată natura înconjurătoare grăiește despre Dumnezeu pentru cei care au urechi să audă și ochi să vadă. Toate grăiește. Cerul răspund slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui povestește tăria, zice psalmistul David în psalmul 18. Deci, îl putem contempla pe Dumnezeu în creație. Și apoi, tot în această perioadă de iluminare, după ce am scăpat de păcate, de rele, de ticăloșii, suntem în stare să interpretăm duhovnicește Scripturile. Din păcate, foarte mulți oameni se hazardează să interpreteze Scripturile până când ei sunt pătimași. Nu le pot interpreta. Oamenii sfinți interpretează Scripturile pentru că Duhul Sfânt lucrează în inima lor și sunt în stare să interpreteze Scripturile. Și apoi, tot în această perioadă de iluminare, are creștinul o cunoaștere apofatică a lui Dumnezeu, o cunoaștere tainică, prin experiență, o cunoaștere tainică de necreit. Și o altă lucrare ce se face în sufletul omului care s-a eliberat de patim, de păcate, este rugăciunea curată. Și despre rugăciunea curată vom mai vorbi. Și-a mai adăuga a 7-a lucrare pe care o face Duhul Sfânt în inima omului, în sufletul omului eliberat de păcate, e aceea a fenomenelor mistice extraordinare. Făcători de minuni de bine, oamenii sfinți. Tămăduiesc bolnavi. Văd viitorul și multe, multe altele. În câteva cuvinte, am rezumat ce se întâmplă cu omul credincios în perioada iluminării. Omul care s-a curățit de patim ajunge să fie făcător de minuni. Citim în Pateric o întâmplare pe care au reluat-o și alte cărți de pildă, Rugăciunea proaștei, cartea lui Anthony de Melo. Deci în Pateric și în alte cărți găsim relatată următoarea faptă minunată. Pe vremea când
Deșertul egiptean era plin de acei oameni sfinți, numiți părinții deșertului. O femeie care suferea de cancer la sân l-a căutat pe unul dintre ei, pe Avalongin, care avea reputația de sfânt și de vindecător deopotrivă. În timp ce femeia mergea pe malul mării, ea s-a întâlnit chiar cu Longin, care culegea vrascuri de foc și l-a întrebat: Sfinte Părinte, ai putea să-mi spui unde locuiește robul lui Dumnezeu Avalongin? De ce îl cauți pe șarlatanul acela bătrân? A întrebat-o Longin. Nu te duce la el, căci nu vei avea decât de suferit de pe urma sfaturilor lui. Care e necazul tău? Femeia i-a povestit. Longin a binecuvântat-o și a trimis-o acasă spunându-i: Acum du-te. Și Dumnezeu va avea grijă să te faci din nou bine. Cu siguranță, Longin nu te-ar fi putut ajuta cu nimic. Și astfel femeia s-a întors acasă, având încredere că se va vindeca. Lucru care s-a întâmplat în mai puțin de o lună. Mulți ani mai târziu, ea a murit fără să știe că cel ce a vindecat-o a fost chiar Avalongin. Omul lui Dumnezeu, nedoritor de publicitate. Acum aș mai adăuga ceva la cateheza de astăzi. E o duminică deosebită. E duminica femeilor milonosite. Mulți oameni înțelepți au rostit lucruri frumoase referitor la credincioasele noastre, la mamele noastre, la bunicile noastre. Și dimineața la sfințirea bisericii l-am citat în acest sens pe poetul Ioan Alexandru, care a scris un poem Casa Părintească. Poetul Ioan Alexandru. Nu vă citesc tot poemul, dar vă recit câteva versuri. Mama-i de-acum bătrân și tata-i alb de tot și cumpăna de la fântână e o povară când bivolii însetați și oile se strâng să fie adăpate către seară. Duminica, măicuța în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu o prescură de jertfă la icoană. Sat Transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Sau Ernest Berne, vorbind de femeia creștină, iată ce scrie: Cine n-a văzut o femeie aplecându-se ca o mângâiere peste oamenii nimănui? Cine n-a văzut-o mângâind un cap de copil sau sărutând un sărac?
Femeia este mult mai înțelegătoare decât bărbatul față de tot ceea ce înseamnă viață. Ea iubește florile, iubește păsările și animalele, iubește oameni. Femeia are simțul mult mai fin al situațiilor morale, trăiește mult mai adânc decât bărbatul încercările interioare ale ființelor apropiate. Ea se transpune în întregime în locul altuia, mergând până la depersonalizare. Cugetul ei și făptura ei surprind mai repede și mai adânc durerile și bucuriile celor apropiate. Cuvinte adresate femeii creștine. Acum, când este duminica femeilor mironosițe și când, chiar prefericitul Părinte Patriarh Daniel, în mediul online, a trimis un mesaj femeilor noastre creștine. Hristos a înviat!